Bună ziua și bine ați venit la webinarul de astăzi. Numele meu este Liviu Băjenaru și sunt BIM Application Engineer în cadrul companiei Manan Machine România, partener Platinum Autodesk. Astăzi vă voi prezenta noutățile aplicației Revit 2023 pentru specialitatea arhitectură. Îmbunătățirile acestei versiuni sunt împărțite pe mai multe categorii. Și anume, îmbunătățiri ce țin de productivitatea modelării, de simulare și analiză, îmbunătățiri aduse interoperabilității, partea de cloud și date, optimizare și funcții și îmbunătățiri pentru partea de documentație a proiectului. Haideți să le luăm pe rând și să descoperim cu ce ne poate ajuta noua versiune 2023 în proiectele noastre de arhitectură. O să începem cu instrumente noi ce ne ajută în productivitate. Prima îmbunătățire despre care vreau să vă povestesc este îmbunătățirea adusă opțiunii de measure din Revit și anume îmbunătățire ce ține de utilizarea comenzii measure în vederile 3D. Acum se poate utiliza mult mai ușor, putând face snap pe vederea 3D fără restricții legate de planul de lucru. Această îmbunătățire este disponibilă atât pentru vederile 3D afișate în mod ortografic, cât și în perspectivă. Există și o tastă rapidă, control pentru blocarea cotei perpendicular pe suprafața de pornire și de asemenea există și un mod snap prin care putem afla distanța cea mai scurtă dintre două suprafețe. Bun. O altă îmbunătățire o vom regăsi pentru funcția de set workplace. Atunci când alegem un plan de lucru, putem selecta această comandă, iar comanda este dezvoltată acum cu două subcomenzi, și anume a apărut opțiunea de pick a plane și comandă separată. De asemenea, această comandă pick a plane primește și o scurtătură pe capa pe care o putem utiliza cu succes în promodelare mai rapidă a proiectului nostru. Tot legat de planul de lucru, putem găsi ca noutate acum faptul că în cazul în care utilizăm familii ce sunt amplasate pe plan de lucru, în mod implicit Revit ține minte ultimul plan de lucru utilizat în proiect, astfel încât să putem amplasa mai rapid familiile de acest tip. Iarăși o îmbunătățire care ne va ajuta în gestionarea materialelor și anume avem mai nou în meniul contextual prin care putem duplica materialele două opțiuni de duplicare, și anume Duplicate Material and Assets sau Duplicate Using Share Assets. În acest fel putem crea mai ușor materiale noi, plecând de la un material existent, utilizând o copiere mai inteligentă. Tot legat de materiale, mai ales în situația în care se utilizează modelul Revit stocat pe mediul BIM 360 sau Construction Cloud, și anume prin modulul BIM Collaborate Pro, existau situații când apăreau mesaje de avertizare, precum că nu sunt accesibile texturile sau imaginile utilizate pentru anumite materiale. Mai nou, aceste locații unde sunt stocate aceste fișiere ce țin de textura și aspectul materialului pot fi salvate în cloud, acolo unde stă și proiectul, și anume în mediul de stocare Autodesk Docs. O să vedem că mai avem o noutate pentru acest mod de lucru cu fișierele în cloud. Bun.
În momentul în care utilizăm comanda View Reference și trebuie să navigăm prin o listă de vederi, mai nou putem face un search în această listă de vederi, astfel încât să găsim mai repede vederea dorită pe care vrem să o folosim în această comandă. Bun, altă noutate ține de categorii noi de obiecte care pot fi afișate în secțiune. După cum știm, în Revit, anumite categorii de obiecte, în momentul în care le secționăm, sunt afișate fie secționat, fie sunt afișate doar ca elevație, deci nu se vede secțiune prin obiect. E, acum au fost adăugate noi categorii de obiecte care se comportă, să zicem, într-un mod mai așteptat de către utilizator, și anume când fac o secțiune prin acel obiect să se vadă secționat. Printre aceste categorii se numără acum Furniture, Furniture System, Casework, Specialty Equipment și Plumbing Fixtures. Bineînțeles că această secționare să funcționeze, în familia obiectului trebuie activată opțiunea de Enable Cutting in Views. Bun. Pentru familiile ce conțin obiecte de tip nested, în această versiune de Revit, mai nou, vor apărea în mod implicit cotele provizorii, cotele temporare între obiectele de tip nested. Ok. O îmbunătățire pe care o vom vedea în cazul unor modele foarte mari și atunci când avem multe camere generate pe model, obiecte de tip room, în versiunea 2023 Revit știe să gestioneze mai bine aceste tipuri de obiecte. Și anume, se va simți o îmbunătățire între 15 și 20% de performanță în manipularea modelului. Bineînțeles, este valabil pentru modelele care au camerele cu opțiunea de Area and Volume Computation activ. O altă îmbunătățire cerută de foarte mulți utilizatori ține de modul de selecție, și anume atunci când selectăm foarte multe obiecte deodată. Există acum un meniu contextual prin care putem alege să afișeze sau să nu afișeze anumite controle ce țin de obiecte, și anume pinuri sau acel simbol din work sharing în care pot vedea dacă obiectul este de tip editable sau nu. În acest fel, debifând aceste controle, pot vedea mai bine selecția făcută și pot să mă orientez mai bine în model. Bun, au mai fost aduse și alte îmbunătățiri de performanță, și anume îmbunătățiri ce țin de vizualizare, de planșele ce sunt editate ca formă, și de îmbunătățiri ce țin de fișierele DVG linkuite, sau la copierea unui număr mare de elemente, sau la încărcarea elementelor în selectorul de tip. Bun. La capitolul de simulare și analiză, pe partea de instrumente de simulare ce țin de arhitectură, avem îmbunătățiri aduse opțiunii de studiu solar. Și anume a fost regândit un pic meniul contextual. Sunt prezente opțiuni noi pentru definirea vitezei, intensității luminii și umbrelor. Putem schimba din mers tipul de studiu, dintre studii de tip imagine fixă sau studiu pe o zi, pe mai multe zile, sau studiu de luminozitate. Trecem la partea de interoperabilitate și o să începem la partea de interoperabilitate cu
interoperabilitatea dintre Revit și Formit Pro, care se poate face prin se poate face și prin formatul prin comanda link CAD. Acum în în fereastra de manage links la categoria CAD formats ne apar și fișiere de tip AXM. De asemenea, un model importat din Formit Pro poate fi editat direct în Formit, din Revit, dar există un buton nou numit Edit in Formit. Selectăm obiectul pe care îl avem în Revit, apăsăm pe acel buton și ni se deschide o sesiune de Formit în care putem edita obiectul selectat. Tot de legat de interoperabilitatea cu Formit Pro, găsim îmbunătățiri aduse pe fluxul de lucru cu schițe 3D și pe comunicarea dintre Revit și Formit Pro. Iarăși, îmbunătățiri aduse importului și linkuirii fișierelor CAD. Acum suportă și fișiere de tip AXM, cum am spus și mai devreme, OBJ sau STL. Mai nou, obiectele importate se pot obiectele de tip CAD importate se pot amplasa fie pe niveluri, fie pe planuri de lucru orizontale, planuri de referință, bineînțeles, condițiile să fie denumite atunci când sunt create. De asemenea, iarăși, un lucru foarte bun este adusă și opțiunea pe aceste obiecte importate de Enable Cutting in Views, astfel încât un obiect importat să pot să-l și secționez, altfel îl vedeam doar ca elevație, chiar dacă dădeam secțiune prin el. O opțiune, o noutate foarte, foarte importantă, dar iarăși importanța ei este dată de să zicem, tipul de proiect. Și anume, în momentul în care lucrăm cu formatul IFC de comunicare între participanți, Revit 2023 vine cu niște parametri noi pe care îi putem utiliza pe obiecte, astfel încât exportul în IFC să fie și mai calitativ și să avem un control mai bun asupra categoriei IFC pe care se vor încadra obiectele. Pe obiectele din Revit vom găsi în proprietățile obiectului, în capitolul IFC Parameters, câțiva parametri noi, și anume exportul IFC, exportul IFC As, IFC Predefined Type și IFC GUID. Bun. Avem ceva îmbunătățiri și pe partea de obiecte de tip Mesh, pe care le putem utiliza în Revit. Și anume, două îmbunătățiri. Una, prin care putem suprascrie culoarea obiectului, a mesh-ului de fapt. Mesh-ul pe care îl utilizăm vine cu o anumită culoare. Acum putem să-i schimbăm culoarea prin comanda de override. De asemenea, avem și posibilitatea de a ascunde mai nou muchiile obiectelor care sunt meshuite. Bun. O altă noutate este pentru obiectele de tip Direct Shape. Obiectele de tip Direct Shape înmagazinează geometrie creată extern din fișierele de tip SAT, OBJ, Rhino sau STL. Acum putem amplasa obiectele de tip Direct Shape în poziția dorită prin intermediul opțiunilor din fereastra de import, și anume Positioning și Place At. Pentru partea de
cloud și de schimb de date. Avem ceva îmbunătățiri în fluxul de lucru dintre Revit și Autodesk Docs, și anume partajarea unui subset de informații din model cu alte aplicații prin intermediul Autodesk Docs. Avem iarăși fluxuri noi de lucru pe parte de Revit Inventor, Revit cu Microsoft Power Automate și Revit cu Microsoft Excel. O opțiune nouă care îmi place foarte mult, mai ales în situația proiectelor ce sunt stocate în cloud, fie single, fie într-un mediu de lucru de tip work sharing în cloud, și anume a apărut ca un technical preview momentan, da, este un fel de beta, posibilitatea de a stoca parametrii în cloud. Această stocare a parametrilor în cloud va înlocui, să zicem, parametrii de tip shared, pentru că, practic, toată lumea va putea accesa aceeași bibliotecă de parametri creați într-un singur loc. Ne va permite să gestionăm mult mai ușor crearea familiilor și împerecherea familiilor cu etichete, pentru că practic vom avea un singur loc în care putem stoca parametrii de tip shared. Bineînțeles, ca să puteți beneficia de această funcție nouă, trebuie să aveți acces măcar în Autodesk Docs, fie prin disponibilitatea acestuia în colecția EC, fie prin achiziția serviciului Autodesk Docs sau BIM Collaborate Pro. Avem noutăți în gestionarea modelelor din cloud, și anume direct în fereastra de home putem face relinquish obiectelor pe care le avem în proprietate în cazul în care lucrăm în work sharing pe cloud. Fără a mai deschide neapărat modelul, putem face de aici un relinquish pentru obiectele respective. De asemenea, sunt aduse iarăși îmbunătățiri legate de funcția de rollback. În versiunile anterioare, rollback-ul, când era executat, era irreversibil. Adică mă puteam întoarce la o versiune anterioară a modelului la un anumit timp și trebuia să continui de acolo cu modelarea și pierdeam tot ce s-a făcut la acest rollback. Mai nou, pentru modelele care sunt stocate în cloud, acest rollback devine nedistructiv și anume se vor păstra și versiunile dintre ultima versiune la care s-a lucrat și cea care s-a făcut rollback. Se vor păstra practic toate backup-urile, putând face oricând switch între oricare versiune anterioară sau viitoare de pe axa timpului, utilizând această comandă de rollback. Pentru partea de optimizare, aici vom discuta despre noutățile ce țin de Generative Design și de DynamoPlayer. Și anume, în primul rând, au fost aduse noi tipuri de input în DynamoPlayer, și anume Number Entry, Directory Path, File Path, Text String și Boolean Toggle. Sau au fost date metode, nume noi pentru metodele din Generative Design. Și de asemenea au fost aliniate interfețele dintre cele două comenzi. Da? Sunt făcute să semene între ele pentru a ajuta utilizatorul să navigheze mai ușor în aceste două tipuri de analize sau două tipuri de funcții pe care le are Revit.
De asemenea, a fost extins și conținutul de învățare și help-ul pentru cele două funcții, Generative Design și DynamoPair. Bun. Pentru partea de documentație, haideți să vedem ce noutăți avem. Documentație, mă refer acum la opțiunile ce țin de pregătirea planșelor. Bun, în cadrul planșelor, mai ales pentru cele care, la care utilizăm funcția de Modify Sub-Elements, vom regăsi în Revit, în Visibility Graphic Overrides, subcategorii noi pentru planșe, și anume Folding Lines și Split Lines. Astfel putem schimba aspectul sau ascunde aceste tipuri de componente ale planșelor cu Modify Sub-Elements. Bun. Pentru cine utilizează sau cine știe comanda de Key Schedule, este o comandă ce ne ajută în gestionarea informațiilor pe care le punem, le atribuim camerelor sau elementelor de tip area. Au fost aduse aici mici îmbunătățiri ce țin de modul în care funcționează cheia de control a acestei funcții. Și anume, în momentul în care schimb cheia de pe o valoare pe NaN, atunci se vor păstra valorile care au fost pe celelalte căsuțe ce țin de cheie și le pot modifica manual. Înainte, când făceam acest lucru, dispăreau valorile de acolo de, care erau aduse de cheia respectivă. Este o mică opțiune ce ne va permite să lucrăm mai ușor cu informațiile de pe camere cu aceste key schedule. Bun. O noutate ce ține de listele de cantități sau liste în general, și anume pentru cine știe de opțiunea de conditional formatting, nu puteam face conditional formatting pentru, și în continuare nu putem face pentru orice tip de parametru, dar mai nou în Revit 2023 a fost inclusă în partea de conditional formatting parametri de tip family type sau family and type. Astfel încât iarăși ne oferă mai multe opțiuni, mai multe variante în gestionarea și înțelegerea listelor de obiecte din Revit. Iarăși o noutate foarte interesantă, și aceasta îmi place destul de mult, și anume listele din Revit acum prezintă în fereastra de proprietăți, și anume la zona de filter, o bifă numită Filter by Sheet. Ce înseamnă acest lucru? În momentul în care creăm o listă și o să amplasăm acea listă pe planșă, practic lista se va filtra automat la obiectele care sunt prezente în planșa respectivă. Ce înseamnă prezente în planșa respectivă? Păi pe planșa respectivă vom pune niște vedere, da? Obiectele care sunt vizibile în acele vederi vor fi prezente în lista respectivă. O idee foarte, foarte bună și mi se pare foarte util acest lucru. Mai mult decât atât, putem pune această listă pe mai multe planșe. În acel moment, fiecare listă se va adapta automat la planșa respectivă. Înainte trebuia să filtrăm manual lista, să o pregătim pentru planșă, să știm cam ce este în planșa respectivă și să utilizăm parametrii de filtrare și de grupare a informației. Acum este mult mai simplu pentru că se filtrează singură la ceea ce găsește pe planșă. Bun, o opțiune, nu știu cât de cunoscută era în Revit, dar era o chestie interesantă, și anume opțiunea de Displace Elements, pe care o puteam folosi pe vederile 3D, poate fi acum utilizată și în vederile 2D. Ce însemna în vederea 3D Displace Elements? Puteam disloca anumite obiecte de la poziția lor originală, dar doar pur și simplu grafic, nu le mutam de pe poziție. Era doar o prezentare locală grafică.
Se poate vedea și în poza din dreapta. Acum, pe 2D, putem desprinde aceste obiecte în ideea de a prezenta o schiță de ansamblare mai interesantă, mai ușor de urmărit pentru obiectele respective. Până în 2023, în acest Displace Elements mergea doar pe vederea 3D, acum, vedeți, putem face și pe vederile 2D. Tot rămânem la comanda de Displace, că acum că discutăm de 3D sau de 2D. Important este că a fost activată funcția de Tag All pentru elementele care sunt dislocate, putând astfel eticheta mult mai rapid și mai ușor obiectele dislocate cu taguri. Și tot am discutat de taguri. Avem îmbunătățiri și pentru aceste taguri, etichete, la care putem utiliza opțiunea de multi-leader. E adevărat că aici avem un exemplu pentru armare, dar este mai puțin relevant, aceeași opțiune valabilă și pe alte obiecte pe care le putem tagui cu un singur tag și cu mai multe lidere ca să le grupăm într-un singur tag, practic. Bine, condiția ar fi ca obiectele să aibă, să fie de același tip ca să putem crea un tag consecvent, un tag coerent. Rămânem în zona de taguri. Și anume, avem mai multe categorii acum pentru care putem crea taguri. Puteți vedea lista pe ecran. Ceea ce vreau să spun, în momentul în care creăm o familie de tag și alegem pentru familia respectivă să-i spunem ce tip de tag este, avem mai multe opțiuni de a alege în această versiune de Revit, astfel încât putem diversifica tipurile de taguri și putem eticheta mai multe tipuri de elemente decât în versiunile anterioare. Bun. Pentru cine utilizează și modelează și suprafețele de teren în Revit, avem și aici o îmbunătățire ce ține de liniile de contur, practic liniile prin care indicăm niveluri, linii pe care le putem eticheta și pe acestea. În această versiune, practic textul acestor etichete se orientează corect față de poziția de citire normală a unei planșe. Puteți vedea diferența dintre versiunea anterioară și versiunea curentă de Revit. Da? Deci vom avea o documentație mai frumoasă, să zic. Corect era și înainte, doar că era mai greu de citit. Avem niște îmbunătățiri aici care, hai să zicem că țin și de arhitectură, poate mai mult de parte de instalații, și anume este vorba despre elemente de tip annotate, generice, pe care le utilizăm fie pe vederea, plan, fie pe plan de tip plan de tavan, ceiling plan. Și anume, mai nou, elementele acestea de cotare generice vor avea aceeași orientare ca atât în planul de tip floor plan, cât și în planul de tip ceiling plan. Ca și exemplu, puteți vedea modul în care era afișat în versiunea anterioară acel simbol de tip RCP, na, cu săgeata spre stânga, și în versiunea 2023 va fi cu săgeata spre dreapta, la fel ca și cum ar fi fost pus pe planul de tip floor plan. Da? Deci, având în vedere că un plan de tip ceiling plan tăiem și ne uităm în sus, se creează o vedere în oglindă și erau niște probleme aici cu cotă. De asemenea, că tot vorbim de oglindire și de mirror, aceste elemente de cotare generice, în acest moment, când vom utiliza comanda de mirror pe obiectul de tip gazdă a cotei, acest simbol de cotare se va oglindi odată cu gazdă.
iarăși îmbunătățiri ce ne vor ajuta să creăm o documentație mai corectă, mai exactă. Bun, tot de documentație discutăm și în momentul în care vrem să facem print sau export în PDF. În fereastra de export sau print, putem mai nou să alegem modul de aranjare a vederilor sau planșelor din punct de vedere al ordinii în care sunt printate sau al ordinii în care sunt puse pe un fișier de tip PDF multiplu. Avem parametri prin care putem să alegem modul lor de aranjare. După browser organization, după numărul planșe sau ordonare manuală și putem da noi ordinea fiecarei planșe prin simplă atragerea obiectului din listă. Bun. Ce înseamnă controlul hașurilor prin parametri de familie? Discutăm despre opțiunea de field region din meniul Annotate. Și anume, putem controla practic hașura pe care o utilizează acest field region prin intermediul parametrilor de familie. Pentru că înainte, ca să creăm field region cu hașuri diferite, trebuia să creăm tipuri diferite de field region. Acum putem utiliza un tip și să utilizăm un parametru de instanță prin care să schimbăm hașura utilizată pe acest tip de field region. Mici ajustări care ne vor ușura un pic viața la partea de detaliere. Bun, să discutăm un pic și despre opțiune nouă pe partea de planșă. Și anume, în momentul în care vom pune, avem o planșă cu mai multe vederi, dacă de cumva ne dăm seama că am pus o vedere greșit pe planșă, nu este nevoie să o ștergem, să punem altă vedere în locul ei, ci acum există această opțiune de schimbare. Da? Selectăm vederea pusă și spunem ok, nu mai este vedere pentru elevație nord, e de fapt pentru elevație sud. Există opțiunea de swap view. Avem îmbunătățit și partea de filtre de vizualizare, și anume putem utiliza o nouă, avem disponibil de fapt o nouă subcategorie de obiect care poate fi utilizat în filtru, și anume wall sweep. În momentul în care folosim wall sweep în modelul nostru, da? Putem controla aspectul și vizibilitatea acestui tip de obiect wall sweep independent de pereți. Wall sweep este o subcategorie din perete, dar în felul acesta putem să le gestionăm separat. De asemenea, noi avem noi reguli de filtrare pentru opțiunea de tip base constraint, base offset, top constraint și top offset. Această opțiune ne va ajuta în identificarea sau marcarea pe vedere a elementelor pe etaje. Având în vedere că un perete, de exemplu, de la parter are la base constraint valoarea parter, putem folosi acest filtru pentru a le marca, colora sau afișa diferit pe după acești parametri noi. Iarăși o opțiune foarte interesantă ce ține de Project Browser, și anume în dreptul vederilor din Project Browser avem acum în partea stângă, în stânga numelui vederii, o pictogramă care își va schimba aspectul în funcție de statusul vederii din punct de vedere al utilizării vederii pe planșă sau nu. Și anume, dacă vederea respectivă a fost utilizată pe o planșă, atunci o să vedem pictograma colorată plin. Dacă nu este utilizată, va fi acel pătrățel gol. Această opțiune va fi disponibilă și în
și pe vederi, și în legende, și pe liste. Din punct de vedere al listelor, pictograma se va comporta și ea astfel încât să indice dacă lista parțială, dacă lista a fost amplasată pe planșă. Da, există o pictogramă, va fi colorată parțial în cazul listei dacă este utilizată acea funcție de filtrare pe planșă. Putem reveni la vechiul aspect prin dezactivarea opțiunii Show View Placement on Sheet Status Icon. Da, deci din Project Browser de acolo. Dar eu zic că este foarte utilă, era de mult așteptată această opțiune. Bun, la alte îmbunătățiri, mai găsim îmbunătățiri ce țin de fereastra de dialog pentru editarea etichetelor, proprietăți comune pentru grupuri de model și link-uri Revit, îmbunătățiri de comportament la printare, publicare și funcții de export. Și avem iarăși funcții de API pentru vederi și planșe. Astea sunt la altele. Cele mai importante le-am prezentat anterior. Bun, cam asta ar fi pentru astăzi. Așa, o scurtă trecere în revistă, să știți mai bine unde vă uitați, ce căutați nou în momentul în care faceți pasul de trecere de la versiunea anterioară la ultima versiune de Revit. Astfel puteți să profitați de cele mai noi instrumente aduse de versiunea 2023. Vă așteptăm și la următoarele webinarii. Dacă aveți nevoie de mai multe informații legate despre webinarii, despre produsele noastre, despre cursurile pe care le susținem, puteți vizita pagina noastră de web sau ne găsiți în LinkedIn și pe Facebook. Dacă aveți întrebări pentru mine, aveți adresa mea de mail, mă puteți contacta și putem discuta. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept la următorul webinar. O zi bună, la revedere!